Bine v-am găsit, vă spunem la ediția săptămânală a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Evenimentul acestei săptămâni este fără îndoială pentru noi și pentru mulți dintre dumneavoastră întâlnirea de rugăciune pe munte Rugul Aprins, ediția 2016, Ponoare, județul Bihor. De altfel, asupra acestui eveniment vrem să vă atragem și să vă provocăm să vă focalizați atenția în această emisiune. De la început vă spunem și o să repetăm în finalul acestei emisiuni pentru cei care doriți să urmăriți acest eveniment și nu puteți să vizitați, să fiți parte direct acolo. Întreaga lucrare de acolo va fi transmisă online pe site-ul alfamega.tv. Puteți de pe acum să vă memorați adresa, locația alfamega.tv/rugulaprins. Transmisiile vor avea loc coordonate strâns cu întâlnirile de rugăciune de acolo, cu sesiunile, cum ne adicem noi, deși nu este vorba de o conferință tipică. Vă reamintesc că întâlnirea va începe joi seara, în 4 august, începând de la ora 16 până târziu, spre miezul nopții, și va continua zilele următoare de vineri, sâmbătă, duminică, după același program de dimineață, de la ora 9:30 până pe la ora 1 și după masa, începând de la ora 18, cu excepția acestor zile, în ziua de luni, de dimineață până spre amiază, ora 12:01, când va fi o întâlnire de câteva ore de mărturii, pentru că se întâmplă lucruri speciale acolo și asupra acestora vreau să vă atrag atenția după ce o să vizionăm un material video. Așadar, în perioada 4-8 august, live streaming pe alfamega.tv, puteți urmări cele mai importante momente de la întâlnirea de rugăciune pe munte Rugul Aprins, Ponoare, Bihor 2016. Desigur că vă invităm să fiți parte, dacă timpul vă permite și aveți pe inimă. Locația pentru cei mai noi este undeva la mijlocul distanței dintre Oradea și Cluj, în dreptul localității Borod. Se ia un drum lăturanic direcția Bratca și după un timp ajungeți pe platoul de lângă satul Ponoare, județul Bihor. Și pentru cei mai rădători, peste câteva săptămâni de zile vom începe, după editare, după montaj, vom începe să difuzăm pe canalul Alfa Omega selecțiuni de la Rugul Aprins Ponoare 2016. O facem deja de ani de zile, din 2009 și mai nou de câțiva ani de zile, în fiecare duminică de la ora 4 urmăriți o oră întreagă selecțiuni de la cele mai importante momente de la edițiile trecute Rugul Aprins. O să facem la fel și cu ediția din acest an. Acum însă ne-am propus să înserem un moment mai larg. Am realizat anul trecut, după ce am realizat o scurtă știre despre Rugul Aprins, am realizat un grupaj de momente pe distanța jumătate de oră. Am selectat pentru dumneavoastră o parte importantă, cele mai importante momente de la Rugul Aprins 2015. Pentru dumneavoastră, ca o provocare, cu o invitație, dacă mai ezitați încă de a participa și de a fi parte din această lucrare cu totul special, unică, zicem noi, în Europa și în întreaga lume. Oameni buni, noi n-avem o vreme a minunilor că a fost ieri și alaltă ieri și când au fost părinții noștri și când au fost apostoli și altă dată. Noi avem un Dumnezeu al minunilor! Avem un Dumnezeu al minunilor! Un Dumnezeu care mai cutremură pământul și azi! Un Dumnezeu care mai înviază morți și azi, un Dumnezeu care mai mântuiește și azi, un Dumnezeu care ascultă rugăciunile, slăvit să fie numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. Unde linia de demarcație? Oameni buni, aș fi vrut să fie aici clerul pentecostal, aș fi vrut să fie aici Consiliul Bisericesc și nu mă îndoiesc că mă vor auzi. Aș fi vrut să fie adunarea păstorilor din România să se întâlnească aici pe munte, să ridice 600 de slujitori, să ridice mâinile spre cer și să spună: Tată Dumnezeule, Dumnezeule, suntem aici, poporul ăsta a păcătuit, neamul ăsta de oameni și-a înțepenit grumazul și s-a dus împotriva Ta. Doamne, oprește mânia! Doamne, oprește măcelul! Oprește blestemul! Stăm aici! Stăm pe muntele ăsta, Doamne, și tăiem vițelul și îl punem pe altar și punem și apă și ne rugăm: dovedește că ești Dumnezeul adevărat! Aleluia! Unde-i Dumnezeul adevărat? Unde-i Dumnezeul care mai dă foc? Oameni buni, știu că este în seara asta
adunare și rugăciune și frații mi-au zis că ne vom ruga pentru cei bolnavi. Ne vom ruga pentru cei bolnavi. Dar înainte ca să ne rugăm și Dumnezeu să vindece și Dumnezeu să elibereze, aș vrea să vă spun, oameni buni, suntem la o răscruce. Suntem la un moment al istoriei în care calul troian a intrat în biserică, nu doar în lume. Cine vrea să fie botezat în Duhul Sfânt? Aleluia! Dacă e cineva care vrea botezul în Duhul Sfânt, vino aici în față. În seara asta focul Domnului se mișcă peste noi. Focul Domnului, vino cu credință, vino cu foame, vino cu dorință. Să fii umplut, să fii umplut, Domnul, aleluia! Vino în față și începe să te rogi în alte limbi. Începe să te rogi în alte limbi. Aleluia! Când cancerul dispare, boala de stomac dispare, depresia dispare, declar și poruncesc depresiei să plece, poruncesc depresiei să plece în numele Iisus Hristos, aleluia! Repede știbelecata, robede velecata, aleluia! Repede raina, repede veleclaina, repede, aleluia! Aleluia, rugați-vă, 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 repede ștaramana la glaita, ragata, șebele, aleluia, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Rugați-vă mai tare, biserică, strigat cât vă ține gura. Lăudați să fie Domnul, rugați-vă și voi, rugați-vă, rugați-vă. Aleluia. Cei ce ne urmăresc pe internet vor fi vindecați acum, aleluia. Cei ce ne urmăriți pe internet primiți vindecarea și voi, aleluia. E numele tău, aleluia. O mână ridicată să spunem, să cântăm asta, tu ești Domnul care mă vindecă. Vindecare spirituală, vindecare sufletească, vindecarea inimii, vindecarea familiei, a relațiilor. Vindecarea relației în biserică, vindecarea relației dintre soț și soție, dintre părinți și copii. Vindecarea inimii, vindecarea fiecarei familii, vindecarea noastră spirituală, fizică, sufletească, aleluia, tu ești Domnul. Jehova Rafa, Jehova Rafa. My brothers and sisters, frații mei și surorile mele, there are two harvests that are growing in the earth today. Sunt două secerișuri care cresc acum în lume. There's the sons of the wicked one. Sunt fiii celui rău. And they're the sons of the kingdom. Și sunt fiii împărăției. And both harvests are growing side by side. Amândouă aceste secerișuri cresc unul lângă altul. Do not be concerned about the harvest. Nu vă preocupați de secerișul. Because the Lord of the harvest. De seceriș, pentru că Domnul secerișului. He knows who's who. El știe cine al cui este. And he will do the separating in the end. Și el e cel care va face despărțirea, separarea la urmă. Understand and know this. Înțelegeți și știți asta. That these harvests are coming to maturity at the same time. Că amândouă aceste secerișuri ajung la coacere în același timp. God give us eyes to see. Doamne, dă-ne ochi să vedem. Give us a heart to perceive and understand. Doamne, dă-ne o inimă să înțeleagă și să priceapă. Don't be confused by what you see around you. Nu vă lăsați duși în confuzie de ceea ce vedeți întâmplându-se în jurul vostru. God is greater. Dumnezeu este mai mare. God is greater. Dumnezeu e mai mare. I said God is greater. Am spus Dumnezeu este mai mare. God is greater. Dumnezeu este mai mare. God is greater. Dumnezeu este mai mare. Hallelujah. Hallelujah. The sons of the kingdom. Fiii împărăției. We're all over the world. Suntem peste tot în lume. 1 Peter 2:9 says we are a chosen generation. 1 Petru 2:9 spune sunteți o generație aleasă. A royal priesthood. O preoție împărătească. A holy nation. O națiune sfântă, un popor sfânt. The sons of the kingdom. Fiii împărăției. Are all over the world. Sunt peste tot în lume. And these two harvests are growing together. Și aceste două secerișuri cresc la o altă. God
God has it all under control. Dar Domnul are totul sub control. As sons of the kingdom. Ca și fii ai împărăției. As daughters of the kingdom. Ca și fiice ale împărăției. We are to continue to proclaim the good news. Noi trebuie să continuăm să proclamăm vestea bună. We are to continue to manifest the kingdom of God. Trebuie să continuăm să manifestăm împărăția lui Dumnezeu. We are to continue to walk in the spirit. Trebuie să continuăm să umblăm în Duhul. And not fulfill the lust of our flesh. Și să nu împlinim poftele firii noastre pământești. We are to manifest the gifts of the Holy Ghost. Noi trebuie să manifestăm darurile Duhului Sfânt. Because God's children. Și copiii Domnului. The sons of the kingdom. Fii împărăției. They're all over the world. Sunt peste tot în lume. There's more for us than there is against us. E mai mult pentru noi și mai mulți cu noi decât cei împotriva noastră. Open our eyes. Let the harvest grow. Lasă secerișul Let să crească. Let both of the harvest grow. Secerișul să crească, amândouă să crească. Because the Lord of the harvest. Pentru că Domnul secerișului. He knows what he's doing. El știe ce face. The Lord of the harvest. Domnul secerișului. He will do the separating. El va face separarea. If we begin to separate it ourselves. Dacă noi începem să facem separarea noi înșine, we may pull up some of the wheat. S-ar putea să smulgem grâul. And we may confuse them with being și s-ar putea să confundăm grâul cu neghina. We don't know how God is working in people's hearts. Noi nu știm cum lucrează Dumnezeu în inima oamenilor. So we don't condemn a group of people. Și noi nu ne permitem să condamnăm un grup de oameni. We don't condemn a nation of people. Noi nu condamnăm o națiune de oameni. We don't condemn a tribe of people. Noi nu condamnăm un trib de oameni. But we treat them. Ci îi tratăm as sons and daughters of the kingdom. Ca și fii și fiice ale împărăției. Bringing them the ministry of reconciliation. Ducem cuvântul împăcării și slujba împăcării, predicându-le cuvântul, manifestând slava lui Dumnezeu și lăsăm pe Domnul secerișului să facă separarea la sfârșit. Ce mare ești Tu, vom cânta ce mare ești Tu, toți vor vedea ce mare ești. Vino aici, aleluia. Vino fetele, fetele și băieții. Grăbiți-vă și veniți aici, grăbiți-vă, aleluia. Aleluia, Domnul vă botează în Duhul Sfânt. Toiagul, primește toiagul. Primește Duhul Sfânt. Primește toiagul. Primește toiagul. Primește Duhul Sfânt. Vorbește în alte limbi, aleluia. Frații, se apropie de voi, pune mâinile, aleluia. Echipa de tineri a rugului a prins, a rămas și luni dimineața, aleluia, aici, aleluia, rigado scene, gado pregado verne, sunt fetele noastre, sunt băieții noștri, aleluia, ne rugăm pentru viitorul lor și voi care sunteți, aleluia, și ne urmăriți prin intermediul rugului a prins, aleluia, Alfa și Omega, aleluia, fiți și voi tineri, faceți parte din echipa Domnului, aleluia, aleluia, ribe, raina, regado verne, aleluia. Domnul să vă dea un viitor, Domnul să vă dea o nădejde, Domnul să vă dea binecuvântare,
o mare binecuvântare la căsătorie specială. Și proclam binecuvântarea Domnului în mod deosebit pentru căsătoria voastră, pentru viitorul vostru. Să nu fiți prinși în cursele vrăjmașului, să nu fiți prinși odată în cursele diavolului. Vă declar protejații lui Iisus, aleluia! Au fost selecțiuni de la cele mai importante momente de la Rugul Aprins 2015, selecțiuni pe care le-am prezentat, cred, a doua săptămână după ce s-a întâmplat Rugul Aprins vara trecută, în august 2015. Cu aceleași așteptări mergem și anul acesta, în dreptul nostru și în dreptul dumneavoastră. Cei care veți putea participa o să fiți binecuvântați, care doriți să urmăriți live, aveți din nou pe ecran adresa, link-ul unde puteți să urmăriți live streaming-ul pe care vom transmite direct pentru dumneavoastră, și pentru alții ulterior puteți să vizionați pe canalul TV sau să chiar să achiziționați albumul DVD. Sunt disponibile de altfel toate albumele DVD ale Rugului Aprins. Eu pot să vă spun, am și eu așteptări, ca în fiecare an, și anul acesta cred că Dumnezeu va face, va lucra. Ce a făcut anul trecut, chiar mi-am notat în timp ce pregăteam să vă prezint această emisiune. Dumnezeu la Rugul Aprins de obicei creează un loc pentru rugăciune pentru bolnavi. Sunt mulți acolo cu suferințe fizice, cu boli care vin. Unii sunt vindecați, alții nu, depinde și de credința lor și de așteptarea pe care au în inimă. Se fac rugăciuni pentru eliberare, pentru restaurare relații. Mulți se duc acolo și experimentează o prezență a Duhului Sfânt, alții chiar botezul cu Duhul Sfânt. În ultimii ani au fost și momente de botez în apă pentru cei care au dorit să se boteze acolo. Și, după cum ați văzut și din secvența anterioară, sunt și momente de revelație. Dumnezeu dă înțelegeri profetice asupra vremurilor în care trăim. Toate aceste lucruri sper să întâmple și anul acesta, nu numai anul trecut sau anii trecuți. Am vrut să fiu și eu prin această subliniere o provocare pentru dumneavoastră. Fiți parte din această lucrare, zic eu, specială, unică, în care credincioși de diverse culori confesionale vin acolo să se întâlnesc pentru 4 zile pe vârf de munte în prezența lui Dumnezeu și cu așteptări ca El să lucreze. Nu vreau să închei această emisiune, o fac de obicei și o fac și de data aceasta. Vă mulțumesc celor care ne ajutați în această vreme, în această vară chiar. Ne sprijiniți în rugăciune, ne sprijiniți financiar. Am avut la început acestei săptămâni 3 zile de poști și rugăciune noi, cei de la Alfa Omega și prieteni apropiați, pentru ca canalul Alfa Omega să se extindă ca impact în întreaga țară, în toate rețelele de televiziune prin cablă, și mulți dintre dumneavoastră ați fost parte alături de noi în acest demers spiritual. Așteptăm ca Dumnezeu să lucreze, pentru că am încredințat în mâna Lui această lucrare și ne rugăm în continuare. Alfa Omega, canal favorit în România. Alfa Omega prezent în fiecare casă de român într-un fel sau într-altul, este rugăciunea noastră, este ceva ce Domnul ne-a pus pe inimă și e o direcție, o linie, un punct la care ne-am aliniat în post și rugăciunea la începutul acestei săptămâni. Mulțumesc celor care ne ajută financiar, am să răspund câtorva întrebări care mi s-au pus pe această direcție. În fond, vreau să repet, de fiecare dată de la acest microfon, vă încurajăm, deci la dumneavoastră trebuie să meargă la locul de unde vă hrăniți spiritual, la casa Domnului. Deci nu vă gândiți în primul rând să direcționați zeciuiala către Alfa Omega TV, sunt banii Domnului care e bine și important să-i puneți în visteria casei Domnului. Sunt câțiva care încă n-au o casă a Domnului, care vor să ne ajute și încă nu s-au stabilit într-o biserică. Vă îndemn ca într-un fel sau într-altul să căutați o biserică, să ajungeți în postura, în poziția de a fi membru a unei biserici și să puteți să vă dați zeciuiala la casa Domnului, la locul unde vă hrăniți spiritual. Până atunci însă, cum vă călăuzește Domnul? Pentru Alfa Omega primim cu mare bucurie, așa zisă parte de dărnicie. Știu că Dumnezeu pune pe inima multora să dea, să facă prin dărnicie, să se facă parte din ceea ce Dumnezeu face prin Alfa Omega. Trebuie sigur că dărnicia, mulți teologi împart și pe aceasta în două, dărnicie care împlinește niște nevoi, mai ales în zona socială, niște nevoi curente, dar și parte din dărnicie, unii spun punerea unei semințe într-un pământ, hai să zicem, a investi într-o lucrare care pe care Domnul o folosește pentru extinderea împărăției Lui. Cred că în această categorie ne încadrăm noi cel mai bine, cei de la Alfa Omega TV. Cum într-un fel sau într-altul, vă mulțumesc tuturor celor care decideți în continuare să fiți parte din lucrarea Alfa Omega TV. Închei cu acest gând și vă invit să ne urmăriți din nou săptămâna viitoare la aceeași emisiune, la aceeași oră, Alfa Omega în obiectiv. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega.